Mulțumim, Domnul, și pentru seara aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Am ajuns la cea de-a 10-a lecție și ultima din tematica neamuri de oameni. După o lecție introductivă, ne-am oprit pe rând la câteva neamuri de oameni, popoare, în mod deosebit cele care apar în sfera relațiilor cu poporul evreu, fie neamuri rudenii ale lor, fie neamuri vecine, fie neamuri puternice ca imperiile de pe Eufrat sau romanii de mai târziu. Și astăzi ne vom opri să privim la neamul evreilor. Istoria evreilor de la Avram, cel care a ieșit și a trecut de partea cealaltă, de aici și denumirea de evreu, și până la Domnul Iisus. Și apoi, mai departe, până la a doua venire a Domnului Iisus, este o lucrare divină și umană unică. Niciun alt popor nu poate să își prezinte o istorie de genul acesta. Dumnezeu a vorbit evreilor, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 26, versetele 18 și 19, și azi Dumnezeu ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui. Și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreție, și vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ți-a spus. Niciunui alt popor Dumnezeu nu i-a făcut asemenea făgăduințe. La fel notează și cartea Psalmilor 147, versetele 19 și 20. El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel, legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui, lăudați pe Domnul. În ideea aceasta, apostolul Pavel nota și el, mă adăugăm un cuvânt din Roman, capitolul 9, în această epistolă în care vorbește despre mântuirea tuturor oamenilor, dar așează evreii la locul lor în istorie și în planul lui Dumnezeu. Evrei 9, versetele 4 și 5. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci evreii au, prin harul lui Dumnezeu, ceea ce nu are și n-a avut nimeni. Însă neamul evreilor poate fi împărțit în două, atât în a fi studiat, cât și în a observa că pentru eternitate nu toți cei ce s-au născut din acest popor binecuvântat au avut parte de promisiunile care le-a rânduit Dumnezeu pentru ei. Avem de-a face cu evreii numai după trup, după sânge. Măcar că în timp sorgintea lor este relativă, în sensul că au avut loc încuscriri, încă pe când erau în Canaan, că s-au încuscrit cu popoare, și după ce au ajuns în diaspora. Deci nu am putea vorbi strict de sânge pur evreiesc. Întru totul. La urma urmei, și evreii se trag dintre neamuri. Și toți oamenii din Dumnezeu, evident. Dar există această deosebire între cei care sunt evrei după sânge, relativ, cum aminteam, și evrei prin făgăduință sau prin credință, sau cum sunt numiți frecvent în Scriptură, rămășița. Scrie și în continuare în Roman, capitolul 9, de la versetul 6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți ce se coboară din Israel sunt Israel. Deci am putea spune, Israel nu este egal Israel, adică Israel după trup nu este egal Israel după Duh. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, revenind la familia patriarhului, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și exemplul s-a repetat și în generația următoare, când dintre fiii lui Isaac, nu amândoi l-au moștenit, ci numai
Unul. Așa vom și structura lecția din această seară. Întâi observându-i pe evreii după trup și în al doilea rând observând evreii făgăduinței. De altfel, aceasta este foarte aplicativ și pentru noi. Nu toți cei ce sunt chemați sunt și aleși. Chemați sunt mulți, aleși puțini, spunea gura Mântuitorului. Evreii, cum știți, au fost organizați în 12 seminții, triburi. Iar după domnia lui Solomon, s-au împărțit 10 seminții, așa cum au fost bucățile din haina profetului Ahia, au rămas la nord și au format Israelul sub conducerea lui Roboam I. 2 seminții s-au asociat în sud și au rămas cu capitala la Ierusalim sub conducerea lui Roboam. Dar observăm din cartea 2 Cronici, capitolul 11, că în regatul de sud s-au încorporat în scurt timp oameni din toate celelalte seminții. Deci ceea ce avem noi, Iuda, în terminologia Vechiului Testament, de fapt cuprindea oameni din toate semințiile lui Israel. 2 Cronici, capitolul 11, de la versetul 13. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul, deci dintr-o dată se mai adaugă o seminție, și-au părăsit locuințele, s-au dus la el, e vorba de Roboam. Versetul 16. Aceia din seminții lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim, ca să cerfească Domnul Dumnezeu părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de 3 ani, căci 3 ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Deci, oameni care și-au lăsat moștenirea pentru a nu-și pierde apartenența spirituală. Aceasta s-a făcut sub imboldul leviților și preoților, care au constituit acea seminție specială, care nu a avut moștenire teritorială distinctă. Chiar dacă au avut în toate semințiile 48 de cetăți cu locurile lor de pășunat, cum notează textul biblic. Despre leviți, care au fost o seminție specială, aleasă și ea prin har și totuși nu fără voința lor, citim în cartea Numeri, capitolul 8, de la versetul 5, pentru a vedea și aici acest mod al lui Dumnezeu de a alege din poporul ales. Așa cum spunea Pavel, nu tot Israelul este Israel. Numeri, capitolul 8, citim de la versetul 5. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia pe leviți din mijlocul copilului Israel și curățește-i. I-a sfințit. Și știți că alegerea lor s-a făcut în schimbul întâilor născuți, cu plata unei sume pentru diferență. Din aceeași carte, hai citim și de aici încă versetul 19, am dat pe leviți în totul lui Aron și fiilor lui ca să se apropie de Sfântul Locaș. Deci nu s-a permis tuturor evreilor să facă aceasta. Citim și din capitolul 18, aceeași carte, Numeri. De la versetul 2. Aproape de tine, zice Domnului Aaron, pe frații tăi, seminția lui Levi, seminția tatălui tău, ca să fie legați de tine și să slujească atunci când tu și fiii tăi împreună cu tine veți fi înaintea cortului întâlnirii. Și în continuare este prezentat modul în care urmau să fie întreținuți în Israel. Așa cum scrie și în versetul 20, Domnul a zis lui Aaron: tu să n-ai nicio moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor, eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. Și fiilor lui Levi le era dată zeciuiala pentru întreținerea lor și a familiilor lor. Deci Dumnezeu și-a ales un popor, din cadrul căruia și-a ales o seminție, din cadrul căruia a ales o casă preoțească. Mai târziu, am amintit deja,
când s-au îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu și-a ales măcar două seminții, dar ocazie cu care și-a ales încă oameni evlavioși din toate celelalte seminții. Să aruncăm o scurtă privire asupra perioadelor istoriei Israelului. Prima perioadă, perioada patriarhilor, aproximativ anul 2000-1800 înaintea erei noastre. Odată cu sosirea lui Avram în Canaan, așa cum menționează Genesa 12, cu o scurtă paranteză de deplasare în Egipt și apoi cu câțiva ani de deplasare a lui Iacov în Mesopotamia, acolo de altfel s-au născut cei 11 fii, excepție făcând Beniamin, care s-a născut în Canaan. A urmat o a doua perioadă, cea a șederii în Egipt, de peste 400 de ani, până aproximativ în jurul anului 1400 înaintea erei noastre. În această perioadă, Israelul a trecut de la statutul de familie, clan, la neam, națiune. Această perioadă a fost împărțită într-o primă parte de prosperitate și o ultimă parte după îndelungarea hicșoșilor de către faraonii tebani, perioadă de robie, așa cum este menționat în Exod capitolul 1. Spre sfârșitul acestei perioade, și asta a fost vorba de zeci de ani, cel puțin așa rezultă din istoria familiei lui Moise, a fost o robie cruntă. A urmat eliberarea și apare din nou o perioadă de aproximativ 400 de ani, dacă luăm în calcul cifrele avansate de Apostolul Pavel, care scrie în Fapte, a zis și este scris în Fapte 13, de la versetul 18, timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecător până la prorocul Samuel. Deja ne aflăm aproximativ în jurul anului 1000 înaintea erei noastre. A urmat perioada monarhiei, regii, pentru aproximativ 100 de ani regatul unit, sub Saul, David și Solomon, și apoi de la 931, cum aminteam, s-a împărțit Israelul, partea de nord a rămas pe poziție până în 721, când au ajuns sub asirieni, așa cum am vorbit la lecțiile anterioare. Regatul Iuda a căzut în 586, cu deportări anterioare, sub babilonieni. De la această dată începe ceea ce putem numi perioada exilică și, ca să fac mai puține împărțeli, am socotit-o împreună cu perioada post-exilică, pentru că, de fapt, ei n-au devenit independenți după ce li s-a dat dreptul să se întoarcă în țară. Au rămas tot sub conducerea imperială, dar a medopersanilor care le-au fost mai favorabili și i-au lăsat să se întoarcă la Ierusalim și în Iuda. Așa s-a derulat istoria până la revolta Macabeilor, când în anul 165 înaintea erei noastre, evreii în parte și-au dobândit independența. De fapt, a fost o formă de autonomie în fața seleucilor sirieni. Puțin mai târziu, Hasmonei, urmașii Macabeilor, și-au dobândit independența. Dar aceasta n-a durat mult, pentru că în anul 63, înaintele noastre au căzut sub influența romană, când au fost cuceriți învinși de Pompei. Sub roman, evreii au fost până în anul 638 în era noastră. Mai întâi până la 300 și ceva au fost legați de Roma, apoi de Constantinopol, în perioada de răsărit roman. În secolul 7, Ierusalimul a fost cucerit de arabi, care în scurt timp s-au extins foarte mult, ajungând până în Spania, cucerind toată zona Arabiei și Africa de Nord. Ierusalimul, ca cel mai important centru evreiesc din istorie, a fost recucerit de cruciați. Știți cruciadele care au fost imediat după anul 1000?
Și aproximativ pentru 100 de ani a fost un regat al Ierusalimului. Dar acesta a căzut sub stăpânirea mamelucilor, care au condus zona aceea până când ei, la rândul lor, în secolul 16, au fost învinși de otomani. Și Țara Sfântă, zona aceea, a fost sub stăpânire otomană până în timpul celui de-al întâi război mondial, mai exact anul 1917. Din 1917 până în 48 a fost protectoratul britanic și din 1948, 14 mai, sunt independenți până în ziua aceasta. Ce va fi? Vom vedea la momentul potrivit, pentru că istoria lor nu se încheie aici. Din punct de vedere istoric, cred că mai trebuie să facem o mențiune legată de diaspora evreiască, care, așa cum a spus Dumnezeu, a fost și este răspândită pe tot pământul, deși sunt grupați în anumite zone unde populația evreiască este mai mare. Evreii, în cursul acestor veacuri, au fost expulzați de mai multe ori, au suferit pogromuri, începând cu acel pogrom inițiat de Haman, care de fapt n-a mai avut loc, au fost altele, culminând cu Holocaustul, în care au murit 5-6 milioane de evrei. Dar de-a lungul sutelor de ani au fost expulzați, cum scrie în Fapte 18, că au fost expulzați din Roma, au fost expulzați din Spania, din Austria, din Franța, din Anglia. Au fost expulzați din zona lor. În mod deosebit, după 1935, după răscoala lui Bar-Cocba, evreii nu aveau voie să locuiască în zona Ierusalimului. În zona lor de baștină, sute de ani le-au fost interzise drepturile. Și acum, drepturile lor de posesiune sunt foarte discutate și disputate. Am putea să ne gândim numai la evreii din România. În anul 1940 erau în România aproape 800.000 de evrei. Știți cât mai sunt acum? 6.000 și ceva. Pentru că aproape jumătate din ei, cei mai mulți în Bucovina de Nord, aproape 150.000 în celelalte teritorii, au murit în timpul regimului Antonescian. Evreii au suferit crunt în istorie. Așa cum spuneam de la început, niciun popor nu are o istorie ca a lor. Nici de slăvită, dar nici de zdrobitoare. Pentru că Dumnezeu, cui acordă har, îl și judecă într-un mod separat, special. Conflictul dintre evrei și arabi, așa cum este astăzi, și un accent internațional de antisemitism, se încadrează și el în profeția biblică, așa cum este scris în Zaharia 12:14. Nu voi insista pe aceste elemente de ordin istoric. Vreau să accentuăm câteva date despre evreii făgăduinței. Pentru că nu va putea nimeni să spună că cei 6 milioane de evrei din lagărele naziste vor merge în rai. Nici că cei peste 1 milion care au murit în anul 70 când a cucerit Titus Ierusalimul așteaptă sub altar. Ei singuri și-au cerut o sânda. Nu doar când au zis, noi vom sluji Domnului. Nu doar când s-au laudat, acesta e templul Domnului, și când au zis la condamnarea Domnului Hristos, sângele lui să cadă asupra noastră, asupra copiilor noștri. Evreii sunt special și în plus și în minus. Dar totuși, când ne gândim la evrei, trebuie să ne gândim în primul rând la adevărații evrei. Vedeți, oamenii merg spre extreme. Cum spunea un frate duminică, anumiți slujitori din Europa se roagă în mod deosebit pentru palestinienii din Gaza, alții pentru evrei, de parcă ar fi în vremea lui David să-i cucerească pe filisteni, că populează aceeași zonă. Dumnezeu i-are în vedere nu pe toți evreii, pe adevărații evrei. Adevăratul Israel sunt
evrei aleși de Dumnezeu, selectați din toate generațiile, de la Avram până la a doua venire a lui Mesia. Termenul de rămășiți apare uneori în Biblie și cu referire la cei care au scăpat unei decimări de populație. Dar adevărata rămășiță sunt cei salvați, în mod simbolic, cei care vor fi mântuiți, cei care rămân pentru eternitate. Să luăm Scripturile și să citim câte ceva despre această rămășiță. Începem cu 2 Regi, capitolul 19. De la versetul 30. Rămășița din casa lui Iuda, ce va mai rămânea? Va prinde azi rădăcini de dedesubt și deasupra va da rod, căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Să datăm momentul. În vremea lui Ezechia au căzut toate semințiile din nord. A fost cucerită toată Iudeea, a rămas Ierusalimul. Efectiv, atât mai rămăsese din granițele date de Dumnezeu, neoprimat de asirieni. Și din cei asediați în Ierusalim, Domnul a spus, nu moare Israelul, de aici se ridică o rămășiță. Așa s-a și întâmplat. După acest asediu, în vremea lui Ezechia, țara a prosperat. Trecem în capitolul Ezra, capitolul 1. Aici avem de-a face cu momentul de final al robiei babiloniene, când evreii au fost distruși. Mai mult, dar iată ce făgăduință avea Domnul și ce plan avea cu rămășița, cu cei rămași. Ezra 1 cu 3 și 4. Cine dintre voi este din poporul lui? Deci cine a mai rămas? Dumnezeul lui să fie cu el. Se sui la Ierusalim, în Iuda, să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oameni din locurile acele se le dea argint, aur, avere și vase, pe lângă darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Și din nou s-au refăcut, au renăscut. Profetul Isaia. Dar hai mai citim și de aici, din 9 cu 15, cuvinte din rugăciunea lui Ezra. Ezra, capitolul 9, este câțiva zeci de ani mai târziu după capitolul 1. Doamne Dumnezeu lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. O rămășiță de robi izbăviți. Deci n-au fost suprimați, cum am amintit în lecțiile anterioare, că au fost popoare despre care Dumnezeu a spus, zis, le șterg din numărul țărilor. Cum a fost cazul Moab, Amon și alții. Acum trecem în Isaia, capitolul 1. Deci Dumnezeu a lucrat cu rămășița. Isaia 1 cu 9. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștilor o mică rămășiță. Isaia a fost contemporan cu Ezechia. A fi ajuns ca Sodoma și ne-a fi asemănat cu Gomoră. Deci numeric vorbind, aș fi împărtășit soarta distrugerii. Și faptele i-ar fi condamnat la aceasta. Dar Dumnezeu a avut în vedere rămășiță. Așa cum a fost și pe vremea lui Ilie. Rămășița aceea, încă un număr frumos, simbolic. Isaia capitolul 10, versetul 22. Chiar dacă poporul tău Israel ar fi ca nisipul mării, după cum și acum numără aproximativ 15 milioane, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptate. Isaia capitolul 46, versetele 3 și 4. Am selectat doar câteva versete care privesc rămășița. Aici avem o privire de ansamblu, de-a lungul generațiilor. Ascultă-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel.
voi pe care le-am luat în spinare de la obârșia voastră, și noi ne gândim la vremea patriarhilor, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, și ne putem gândi la drumul prin pustie, până la bătrânețea voastră voi fi același. Și asta nu privește numai o generație, ci neamul evreilor în desfășurarea lui. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Ezechiel, capitolul 14. Citesc diferite texte pentru că aduc amănunte, date suplimentare față de altele. 14 de la versetul 21. Totuși vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desfârșire din el oamenii și vitele, grosul poporului, tot va fi o rămășiță, cei ce scapă, care va scăpa, care va ieși din el, și anume, fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și veți mângâia de norocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului de tot ce aduc asupra lui. Eu vă voi mângâia când veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Deci, stăpânul, soțul Israelul, cum este definit Domnul, tot ceea ce a făcut, a făcut cu dreptate. Și încă o referință din Zaharia, care credem că nu este încă împlinită într-o totul, chiar dacă din Zaharia s-au împlinit profeții cu privire la intrarea Domnului Ierusalim, istoria încă își face cursul. Zaharia 14, versetele 1 și 2. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, ca atunci când a adunat asirienii, babilonienii. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite, jumătate în cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Deci așa a lucrat Dumnezeu de-a lungul istoriei. Să ne gândim la momentul când în pustie evreii și-au făcut un vițel de aur, s-au închinat la idol. Ce a zis Dumnezeu? Renunț la plan? A zis, nu, Moise, tu ești evreu? Mă descurc mai departe cu unul, că și Avram a fost singur când am început toată lucrarea. Din tine facem un neam. Dar planul rămâne. Trebuie să reținem că rămășița, adică cei aleși, cei mântuiți în final, dintre evrei cuprinde în egală măsură pe cei din țară, în Eretz Israel, în ținutul Israel, sau din diaspora. Pe vremea lui Ieremie, cei rămași în țară credeau că ei sunt moștenitori și Dumnezeu a spus, nu, voi sunteți sortiți săbiei, cei plecați în rămășiță, măcar că erau din rămășiță și din cei din țară, să ne amintim de un Ieremia sau de alți credincioși. Citim aceasta în Ieremia, capitolul 31, ca să observăm că Dumnezeu îi are în vedere pe toți. După cum și în prezent sunt 6-7 milioane de evrei în Eretz Israel, ceilalți aproape 10 milioane în restul globului, adevărata rămășiță îi va cuprinde pe cei credincioși din țară sau de oriunde de pe glob. Dacă sunt aleși ca cei 70 și dacă nu-s toți în tabără, doi au fost acasă, acolo au primit Duhul. Pentru că erau din numărul celor 70, cum scrie în Numeri, capitolul 11. Dar citim Ieremia 31 pentru a vedea cuprinderea acelor din țară sau din diaspora. Versetul 2, poporul celor ce au scăpat de sabie, rămășița, a căpătat trecere în pustie, Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou fecioara lui Israel. Te voi împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Versetul 8, iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și ceandurile nașterii, o mare mulțime se întoarce înapoi aici, de pe unde îi avea Dumnezeu cel care cunoaște inima tuturor oamenilor. O a doua idee de aici, toate făgăduințele Domnului, cuprinse în cartea asta sfântă, rostite
direct de el sau prin gura profeților săi. Sunt pentru rămășiță doar. Deci am arătat întâi că există o rămășiță, a fost întotdeauna și toate făgăduințele Domnului privesc numai acea rămășiță. Ceilalți vor rămâne fără moștenire. Cum zice în Ieremia 17, din vina ta vei pierde moștenirea. N-a fost de vină Dumnezeu că ei s-au și-a vândut dreptul de întâi născut? Nu l-a prețuit și l-a pierdut. Și făgăduințele date de Dumnezeu lui Avram, care zice, sunt sămânța ta, vor fi binecuvântați toți. L-au privit pe Esau? Pe Ismael? Nu. M-am vorbit despre ei în lecțiile anterioare. S-au ales cu daruri, dar nu cu făgăduințe, nu cu adevărata moștenire. La fel, e în cazul celor credincioși. Toți au auzit de făgăduințe, dar vor beneficia toți de ele? Nu, numai cei aleși. Celorlalți se va spune, nu vă cunosc, nu sunteți din Israel, cum a avut Domnul o dispută cu ei menționată în Ioan 8, de la 30 la 47. Noi suntem sămânța lui Avram. A spus Domnul Iisus, nu. Noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Și Domnul a spus, nu, dimpotrivă, voi aparțineți de diavolul. Ce tragedie! Ce moștenire să aibă de la diavolul? Iadul, pregătit îngerul lui, moștenire părintească, copiii lui. Da, ce trist, puțin spus trist. Să citim în cartea profetului Mica, capitolul 4, capitolul 5, câteva versete de aici. Asta ca să nu ne bazăm și noi ca tot românul, că e creștin de la Andrei încoace. Mica 4:1. În vremuri de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, cu referire la împărăția lui Dumnezeu, așa cum scrie și în Isaia 2. Versetul 6. În ziua aceea ce Domnul voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți, pe aceia pe care îi chinuisem. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Capitolul 5, de asemenea, face referire. Versetul 7, rămășița lui Iacov va fi mijlocul multor popoare, ca o rouă care vine de la Domnul, dar numai rămășița. Versetul 8, rămășița lui Iacov va fi între neamuri mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii. Și un alt text din profeții mici, cartea Țefania, capitolul 3, de la versetul 12. Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic, care se va încrede în numele Domnului. Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște, se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura. Strigă de veselie, fiica Sionului, strigă de veselie, Israele, bucură-te și salte de veselie în toată inima ta, fiica Ierusalimului. Domnul a bătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul împăratului Israel este în mijlocul tău, nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire, viitorul etern este asigurat. În ziua aceea se va zice Ierusalimului, nu te teme de nimic, Sioane, să nu slăbească mâinile. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Dar toate astea, ați observat, am citit de la versetul 12, îi privesc doar pe un număr mic. Trebuie să înțelegem că așa este până în final. Planul divin cu Israel nu s-a încheiat și are ca scop mântuirea întregului Israel, scris în carte, nu întregului Israel nominal. Daniel, capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceasta.
Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Care carte? Aceea adevărului, despre care s-a vorbit și data trecută. Rămășița, poporul ales. Dar citim despre asta și în Romani, capitolul 11. De la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel, restul, în afară de rămășiță, a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Dar dacă ar fi să luăm strict numai sintagma de aici, tot Israelul, am putea cădea în extrema de a crede că începând cu Simon Peres, că încă e în viață, și toți ceilalți până ultimul evreu din America de Sud vor fi mântuiți. Niciodată n-a făcut Dumnezeu așa și nu va face. Din totdeauna a avut o parte din Israel, de la fiul lui Avram și până la ultimii fii ai lui Avram. Toți ce-i scris în carte, toți cei ce, așa cum scrie în Zaharia, se vor pocăi. Și o a treia mențiune aici și ultima, pe ce bază se alege rămășița? Cine face parte? Și cine e exclus? Rămășița moștenitoare se constituie prin alegerea Domnului, ceea ce înseamnă prin har, dar asta este în acord cu credința dovedită prin ascultare. Repet, rămășița este o alegere a Domnului prin har, dar asta este în deplin acord cu credința dovedită prin ascultare. Același criteriu de altfel se aplică și neamurilor în vederea mântuirii. Dumnezeu i-a ales pe ei, nu pentru că au fost extra. Nu. Slujeau părinților idolilor, cum predică Iosua în cartea sa, capitolul 24. Erau cel mai mic popor, cum scrie în Deuteronom 7. De ce i-a ales? Din pricina părinților lor. Da, cu ce s-a evidențiat părinților? Prin credință. Spunea Domnul Hristos, era acolo din Nazaret, drept dovadă că criteriul se aplică și la neamuri, că credința l-a favorizat pe Naaman, credința a favorizat-o pe văduva din Sarepta și alții din Israel au rămas pe din afară. Pe din afară de vindecare, pe din afară de mântuire. Pentru că și atunci, în vremea lui Ilie, lui Elisei, când cele 10 seminții erau într-o stare de apostazie generalizată, tot a fost rămășiță. Nu s-a lăsat Dumnezeu fără rămășiță. Această rămășiță în unele generații a fost foarte redusă numeric. Și acum sunt evrei credincioși, dar puțini. În alte generații, cum ar fi vremea apostolilor, au fost mulți evrei care s-au mântuit. Și preoți veneau cu mulțimile. O mare mulțime de preoți venea la credință. Dar niciodată n-a fost toți mântuiți. Să citim însă din Romani, acolo unde textele sunt mai clare pentru noi, capitolul 9, de la versetul 14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Pentru că totul pleacă de la îndurarea Domnului. Dar asta nu e arbitrară. Că Dumnezeu l-a citit pe Esau înainte de a face ceva. Și s-a dovedit că ce a citit Dumnezeu a fost exact așa. N-a citit Dumnezeu greșit. Versetul 16, așa, dar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Asta ca să fie clar la toți evrei sau neamuri, că nu ce-am făcut noi ne dă favoare. Că nu șmecherul de Iacov a fost sfânt. Dumnezeu a avut milă de el, dar Iacov s-a pocăit. Esau însă niciodată. De aceea scrie în continuare, citim aici,
Evrei capitolul Roman capitolul 9 despre evrei. Întorc pagina la versetul 24, astfel El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Versetul 26. Și asta trebuie împăcat cu 11 cu 25. Și acolo li se zicea, voi sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Acolo unde se spunea, nu sunteți, urma să devină. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel, căci chiar dacă numărul fiilor Israel va fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deprins și repede pe pământ cuvântul Lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, am citat noi din Isaia 1, dacă nu i-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. În capitolul 11, citim versetul 23, unde se scrie despre evrei, și chiar ei, dacă nu stări în necredință, vedeți, harul se îmbină cu credință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Versetul 28, în ce privește Evanghelie sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, vorbim de neamuri, dar din pricina, în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Această iubire le acordă favoare, nu mântuire din oficiu, ceea ce ei credeau, suntem evrei și asta spune totul. Dumnezeu a avut milă de ei, s-a îndurat de ei când erau în Egipt, s-a îndurat de ei când au trecut prin greutăți în viață, în istorie, cum am spus, dar în ce privește mântuirea, El s-a îndurat de toți acei ce sunt gata să creadă, să-L accepte și să-L asculte. Despre asta citim și în Efeseni capitolul 2, acolo se vorbește despre ei și despre noi. Efeseni 2 de la versetul 11. Ce aveau ei și n-aveam noi? Noi eram neamuri din naștere, nu bisneteați împrejur, versetul 13. N-aveam un Mesia, n-aveam drept, eram străini de legăminte, făgăduințe, fără nădejde, fără Dumnezeu. Dar când a venit Domnul, toate sunt realizabile pentru ei, întâi pentru noi. Și acum citim din capitolul 3, de la versetul 6. Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi. Și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, a cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Deci, Dumnezeu își dovedește dreptatea, vorba lui Petru, când a trebuit să se deschidă ușa la neamuri, că în orice neam, și dacă vă amintiți în lecțiile anterioare, am arătat că Dumnezeu a cercetat și alte neamuri, n-a lucrat cu ei ca și cu evrei, cu evrei au avut un plan special. Dar în orice neam, dacă cineva a vrut să-L caute pe Domnul, Dumnezeu nu a fost indiferent. Așadar, să reținem cu privire la rămășiță, privește pe o parte din Israel care se bucură de făgăduințele Domnului, făgăduințe care devin valabile în momentul în care ei se asociază cu Domnul prin credință și prin ascultare. Ceea ce voi puncta și acum în final, vreau să vă amintesc și textul din Apocalipsa 11, unde este scris să se măsoare templul și pe cei ce se închină. Cât despre curte, rămâne nemăsurată. Dar ține tot de templu, nu? Curtea a fost făcută și ea după cum s-a arătat pe munte. Da, dar nu tot Israelul intră în numărătoare. Numai cei care sunt cu adevărat în templu, care devin templu a Duhului Sfânt. Închei, îndemnându-vă să vă hrăniți cu datele acestei istorii, prorocii din Biblie și apostolii obișnuiau să predice istoria evreilor. În Vechiul Testament întâlniți capitole, Psalmul 78, 105, 106 și nu numai, 1 Samuel 12, în care proroci oameni inspirați
predicau luând istoria evreilor, ce s-a întâmplat. În Noul Testament apostolii, sau Ștefan, îi întâlnim cu același gen de predică. Predicau istoria evreilor, fapte 7, fapte 13, pentru că încorporează nea atâta învățătură, care arată că Dumnezeu dă favoare oamenilor, dar în final vor beneficia de această favoare numai cei ce sunt aleși, pentru că Dumnezeu îi cunoaște dinainte și la momentul potrivit cei aleși își dovedesc apartenența. Știți cum a zis Ilie? Am rămas singur, nu? Am 7.000. Cum au fost selectași? Nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Au rămas credincioși Domnului. Poporul lui Dumnezeu, dintre evrei sau dintre neamuri, ca să ne cuprindem și pe noi, cei aleși, numiți frecvent în Noul Testament, sunt cei ce ascultă de Dumnezeu. Cei ce au acea ascultare a credinței. În Roman, această epistolă care se ocupă de doctrina mântuirii, în capitolul 1 și în 16 apare aceeași sintagmă, ascultarea credinței. Credința aceea care generează faptele credinței, care te face ca pe Avram să pleci și ca pe Avram să sacrifici tot ceea ce ține de eul tău. Momente, motiv pentru care, în mod ultim și definitiv, Dumnezeu se jură că făgăduințele îți aparțin. Sau cum scrie în Evrei 6, prin două lucruri nu se pot schimba. Făgăduință și jurământ. Așa este scris în Psalmul 112 și asta e cheia înțelegerii lui Dumnezeu în modul de operare cu poporul său. 112, versetele 1 și 2. Fericit de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Știți că Dumnezeu se uită din cer peste toți fiii oameni, să vadă, e credință. Sămânța lui va fi puternică pe pământ, adică ăștia-s rămășiți, ăștia rămân. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Apocalipsa evidențiază aceleași adevăruri. 12 cu 17, credința lui Iisus și poruncii lui Dumnezeu. Sau, mai pe scurt spus, credința ascultătoare, care generează ascultare. Pentru că în eternitatea viitoare așa va funcționa între cosmos. Dumnezeu va fi totul în toți, adică toți vor percuta, să spunem așa tehnic, cu exactitate. După cum a ascultat Fiul prea iubit. Și să ne amintim din cuvintele lui în final, când zicea, răspunzând glasul unei femei care a zis, ferice de pântecile care te-au purtat. Și ce a spus Domnul? Ferice de cine ascultă. Aceștia sunt moștenitorii fericiți. Să ne ajute Dumnezeu, care ne-a acordat și nouă favoare în primă fază, să putem rămâne în acest har de care ne-am alipit și care ne este dat cu mână largă și fără mustrare, ca în sfârșit, împreună cu rămășița care a primit făgăduințele sfinte, să avem și noi parte de ele pentru eternitate. Doamne, îți mulțumim de acum pentru aceasta. Amin.